Bine am găsit, prieteni, ca în fiecare dimineață, mă cunoașteți, cafeaua cu ulei de cocos. Nu pun decât o linguriță de ulei de cocos virgin presat la rece, atât. Uitați ce scrie Gina și mulțumesc pe această cale. După 5 săptămâni de post intermitent ajutată și de cafeaua cu ulei de cocos, a slăbit 4 cm și 4 kg și 8 cm în talie. Este un rezultat extraordinar. Un rezultat foarte bun și care ne arată că postul intermitent în felul acesta acționează. Nu mai acumulăm grăsime și grăsimea existentă este arsă și în special în zona abdominală, deci scade grăsimea viscerală, care este cea mai periculoasă pentru aparatul cardiovascular. Postul intermitent acționează prin faptul că reduce insulinorezistența. Și după cum știm, insulina este aceea care, sau este principalul hormon care determină îngrășarea și, în special, depunerea grăsimii în cavitatea abdominală. Se depune întâi pe ficat și apoi în jurul celorlalte organe din cavitatea abdominală, apărând grăsimea viscerală. De aceea, vedeți mulți oameni care au doar abdomenul mărit, în rest nu par, nu sunt grași, n-au grăsime. Pentru că grăsimea este depusă în abdomen și, cum am spus, aceasta este cea mai periculoasă pentru aparatul cardiovascular, crește cel mai mult riscul cardiovascular. De altfel, am și prezentat într-un alt clip, foarte important este raportul dintre înălțime și diametru și circumferința taliei. Da? Vă măsurați circumferința la nivelul ombilicului și vedeți cât este și apoi împărțiți înălțimea la această circumferință și trebuie să fie cel puțin 2, adică înălțimea să fie de cel puțin 2 ori mai mare decât circumferința taliei. Dacă este mai mare, mai mic acest raport, înseamnă că este crescut riscul apariției unei boli cardiovasculare. Revenind la uleiul de cocos, el ce face? Taie, reduce senzația de foame și reduce pofta de dulciuri. Și în felul acesta contribuie la realizarea postului intermitent și la slăbit. Pentru că dulciurile, carbohidrații și mâncatul des nu fac altceva decât să mențină insulina la un nivel crescut pe o perioadă lungă din zi. Și, după cum am spus, determină acumularea de grăsime și împiedică arderea grăsimii pentru a se obține energie. Prin post intermitent și reducerea carbohidraților, inversăm acest proces. Iar uleiul de cocos ne ajută să ținem pauza alimentară lungă și să nu mai mâncăm dulciuri. Este foarte simplu. În plus, el se transformă rapid în ficat, în corpi cetonici, iar corpii cetonici sunt formă de energie optimă pentru celula nervoasă, pentru neuron, astfel încât ne vom simți energici, ne vom simți tonici, se îmbunătățește memoria, claritatea în gândire. Sunt efecte care sunt importante, zic eu. Și de asemenea, la cei cu constipație, îi ajută să își regleze tranzitul. Plus o serie de alte efecte pozitive pe care le are uleiul de cocos. Nu vă speriați că are grăsimi saturate, pentru că grăsimile saturate sunt studii care arată că nu cresc riscul de boli cardiovasculare. Dacă vă este totuși teamă de asta, pentru că ați auzit opinii care asta vă spun, și e bine să fiți sceptic, atunci vă determinați analizele, profilul lipidic, indicele HOMA care măsoară nivelul de insulinorezistență, eventual hemoglobina glicată, care arată cum a evoluat glicemia în ultimele 90 de zile, și le repetați după lună, o lună și jumătate. Și vedeți care este rezultatul. Și în situația cea mai probabilă, aproape sigură, zic eu, în care aceste analize au evoluat bine, continuați cu uleiul de cocos, cu postul intermitent, pentru că postul intermitent are și el foarte multe efecte benefice pentru sănătate, merită adopta ca stil de viață, nu numai pentru slăbit. Deci poți și persoane care nu sunt supraponderare să-l țină, pentru că are multe efecte benefice. În cazul în care, bineînțeles, nu sunteți mulțumit de evoluția analizelor, atunci puteți să-l întrerupeți într-o lună de o linguriță cu ulei de cocos, n-are ce rău să vi se întâmple. Închei aici, vă mulțumesc, pe data viitoare, sănătate, la revedere!